Știți cum e atunci când abia aștept să te reîntâlnești cu prietenele tale și să reiei discuția de acolo de unde ai lăsat-o data trecută, asta însemnând în urmă cu 4-5 episoade. Sperăm că așa va fi și pentru voi. O bucurie să vă reîntâlniți cu noi aici la Symmetric și să ne readunăm cumva în jurul unor conversații care sperăm noi contează cu adevărat. Așa că le urez bun venit prietenilor mele, Magda și Lidia. Bine ați revenit! Ne bucurăm să fim iar cu tine! Noi mereu spunem că mai avem multe de discutat la fiecare emisiune, că nu am apucat, n-am avut timp și acum chiar ne ținem de promisiune, pentru că au rămas niște lucruri nespuse și neadresate data trecută. Știu că parte din conversația noastră a fost pe marginea prieteniilor și îmi amintesc că am spus atunci la un moment dat, să discutăm despre ideea asta că există sezoane și există perioade și că anumite prietenii nu sunt menite să dureze neapărat pentru toată viața, sunt dependente de timp, spațiu și așa mai departe. Altele sunt menite să dureze o perioadă lungă, însă nu am reușit atunci să definim ce înseamnă de fapt o prietenie adevărată. Pentru că am constatat că nu toate prietenile arată la fel. Și totuși, cum ne dăm seama dacă o prietenie este adevărată sau nu? Și chiar am vizile astea, teama mea este că cel puțin în contextul nostru, în societatea modernă și mai ales în orașele ultra-aglomerate, super-active, cred că trăim în mirajul acesta că cu cât avem mai mult, cu atât suntem mai fericiți. Și se aplică un pic și la prietenii. Cu cât avem mai mulți prieteni, cu atât parcă noi suntem mai buni și parcă ne este mai bine, nu? Și recunoaștem foarte mult trendul social media, că de acolo vine cu cât ai mai mulți prieten și știu că există așa o dorință ascunsă pe undeva să ajungi la limita aia de 5.000. Realmente, acum gluma neglumă, dar am preluat cumva de acolo mirajul ăsta că cu cât avem mai mulți prieteni, cu atât suntem mai bine situați. Și problema este că, sau teama mea este că urmărim foarte mult interesul nostru sau doar interesul nostru și atunci când cineva nu mai este de folos, ne mutăm la următoarea prietenie și tot așa. Și mi-am amintit de o conversație din Micul Prinț, dintre Micul Prinț și Vulpe. Și mi-am amintit de expresia asta, o să citesc, că e cel mai simplu așa. Spune Vulpea către Micul Prinț, nu cunoști decât lucrurile pe care le îmblânzești. Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Cumpără lucruri de-a gata de la negustori. Dar cum nu există negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacă vrei un prieten, îmblânzește-mă. Și asta cred că vorbește despre niște lucruri. Dar vreau să știu de la voi. Cum ați definit voi o prietenie adevărată? Care sunt, nu știu, elementele alea de bază, poate? Valori? Nu știu, de unde o apucăm? Aș vrea prima dată să fac un comentariu, dacă pot să zic așa, despre ideea asta cu cantitatea egal calitate, sau nu știu cum s-ar face aici raportul, cu cât ai mai mulți prieteni, cu atât ești poate mai, nu știu, mai popular, mai bine văzut, mai... Cred că e, cum ziceai tu, o iluzie, doar o iluzie, pentru că eu ce am experimentat în viața mea a fost total opus, că nu cantitatea de, sau nu numărul de prieteni dă și o calitate bună a prietenilor. Și acum, în timp ce vorbeai, mă gândeam la exemplu Domnului Iisus, că El și-a ales 12 apostoli care să umble împreună cu El, să fie aproape de El și erau cam tot timpul cu El, știi? Și au fost doar 12. Dar tu, în momentul în care tu nu poți să stai non-stop cu cineva pentru o perioadă lungă de timp, cum poți tu să gestionezi nu știu câte zeci de prietenii? Da, și asta cred că, de asta spun, cred că ne arată niște sau ne arată un simptom al superficialității. Adică nu știu cât de dispuși mai suntem să căutăm profunzimea. Știi, aici e teama mea cumva când vine vorba de cum definim și cum percepem prieteniile adevărate. Cred că e greu să dai așa o definiție, nu știu, concisă și exactă. Poate fiecare ar putea să zică care sunt pentru el câteva lucruri importante în prietenie și eu aș începe, cred că, cu încrederea
fii o persoană de încredere. Adică dacă nu poți să ai încredere în persoana cu care vrei să construiești o prietenie, nu prea văd cum ai putea să legi o relație, știi? Pentru că dacă într-adevăr îți dorești să treci de nivelul ăla de superficialitate și vrei să ajungi să împărtășești lucruri din viața ta cu o anumită persoană, nu poți să împărtășești cu cineva în care nu ai încredere. Și asta pentru mine cred că ar fi un lucru foarte important. Și mă mai gândeam astăzi la ideea asta de rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, știi, la versetul ăsta. Am mai vorbit despre asta. Cred că s-a mai menționat, exact. Da? Mă gândeam că de multe ori suntem foarte reticenți să... Adică ne e frică de conflict, cred că asta ziceai și tu, și atunci preferăm să nu zicem un lucru dacă observăm că poate nu e ok sau ni se pare că nu e ok, să mergem mai mult numai pe lucrurile pozitive, știi? Și cred că și acolo se creează cumva o falsă impresie de prietenie dacă nu-ți permiți riscul ăla, știi, să zici cuiva, uite, știu că asta s-ar putea să te doară, știu că și nici mie nu mi-e cel mai confortabil să-ți spun, dar uite cum stau lucrurile, știi? Și cred că dacă ajungi totuși la nivelul ăla să poți să fii dispus să auzi lucruri care sunt inconfortabile și să poți să spui lucruri care sunt inconfortabile cuiva, cred că acolo aș numi relația prietenie. Îmi place foarte mult că ai dus în discuție aspectul ăsta, pentru că cred că e normal atunci când ne împrietenim cu cineva, prietenia se formează tocmai pe, nu știu, baza aceea de click, dacă vrei, fac click cu tine pentru că rezonăm, pentru că ne înțelegem, pentru că trecem pe acolo, pentru că mă ajuți cu ceva. Dar nu luăm în considerare și aspectul acesta că atunci când prietenia se leagă și dacă avem o profunzime, ar fi indicat ca Magda sau Lidia să vină să-mi spună, Ade, nu este ok, Ade, ai grijă. Dar noi ignorăm aspectul acesta, îl accentăm prea mult pe primul și atunci când vine Lidia sau Magda și îmi spun nu prea place și parcă îmi vine și să cred că de fapt îmi vreți rău, nu vreți binele. Știi? Da, apropo de superficialitate, cred că nu ne gândim și la aspectul acesta. Și nu știu, cred că ne și place ideea asta de avea prieteni cu care să ne distrăm, Să ne simțim bine. Să ne simțim bine și asta nu e un lucru rău, categoric trebuie să te simți bine cu prietenii tăi, știi, dar nu știu, eu mereu am fost reticentă să numesc prietenie o relație care se rezumă la atât, știi, adică nu pot să o percep ca o prietenie dacă tot ce facem ne adunăm din când în când la oaltă și ne distrăm un pic. Ok, e fine, dar nu cred că ajunge chiar la statutul ăsta de prietenie, știi? Tu faci referire la prieteniile bazate cumva pe afinități. Uh-huh. Facem lucruri împreună, uh-huh, avem aceleași pasiuni, mergem la aceleași concerte, urmărim aceleași lucruri. Aristotel spunea că sunt trei tipuri de prietenii. Prietenia de interes, prietenia bazată pe afinități și, iată, prietenia adevărată, cea pe care vrem noi să o marcăm aici, pentru că nu e așa de ce am vorbit despre celelalte. Deci, prietenia adevărată este prietenia care se bazează, în primul rând, pe cunoaștere. Pe cunoaștere, pe dragoste necondiționată și pe acțiune. Să fiu acolo când celălalt are nevoie de mine. Nu cred că putem să dezvoltăm prietenii adevărate, profunde, dacă nu-l cunoaștem pe cel cu care suntem într-o relație de prietenie și sunt foarte multe exemple în Scriptură de prietenii adevărate și eu aș vrea să fac referire la câteva dintre ele. Spre exemplu, este relația de prietenie dintre Rut și soacra ei Naomi. Da? Naomi ar fi putut să plece după ce s-a întâmplat cu soțul ei. Dar Naomi a rămas credincioasă, a rămas devotată, a rămas lângă ea. Ruth a rămas devotată, credincioasă, a rămas lângă ea și a urmat-o oriunde. Și Biblia ne spune că ea valora pentru Naomi mai mult decât 7 fii. Eu văd în asta o prietenie adevărată. O prețuire. Exact. Îmi mai plac câteva exemple și unul dintre ele este cel cu paraliticul. Da? E un exemplu foarte frumos și mi-e foarte drag pentru că iarăși avem acolo o lecție extraordinară de prietenie adevărată și nu e o prietenie de conjunctură,
Nu e una bazată pe afinitate, nu? Pentru că de ce ți-ar plăcea să fii prieten cu cineva care se tânguiește tot timpul, se plânge, se vaită, viața lui nu poate să fie o oază de bucurie și nu ne place să stăm lângă oamenii care suferă, nu ne place să le vedem suferința. Totuși, prietenii lui și-au dovedit prietenia față de el. Cum? Au auzit că în oraș, într-o zi, a venit Iisus. Și Iisus predica într-o căsuță, acolo undeva. Și pentru că îl iubeau necondiționat pe prietenul lor paralitic, fiindcă n-avea ce să le ofere, și-au lăsat, ne gândim, nu? Toate trebușoarele lor, toate interesele lor, și s-au adunat toți, s-au dus, l-au luat pe sus și și-au reunit eforturile ca să ce? Să-i dea o șansă la o bucurie adevărată, la vindecare. Și l-au coborât prin acoperișul casei, acolo unde predica Iisus. Asta mi se pare extraordinar, pentru că vedem aici prietenie dezinteresată, dragoste necondiționată și cred că poate fi un exemplu pentru noi toți că atunci când ținem la cineva, să fim dispuși să lăsăm ale noastre pentru un timp, da? Și să ne preocupăm mai mult de binele celuilalt. Și să acționăm, știi? Că exact. De multe ori e ușor să fii un prieten pasiv și zici, ești aici pentru tine, știi, scrii un mesaj, așa, dar e total altceva, știi, să mergi și în mod activ, știi, să te implici în problema cuiva. Și pentru asta cred că trebuie să înțelegem că nu poți să fii disponibil pentru toate miile de prieteni de pe Facebook. Ca să poți să fii cu adevărat implicat în viața cuiva, suntem și noi limitați, adică nu ai resursele și timpul și toate cele necesare exact. Ca să fii de toate pentru toți. Dar când ai acel grup de prieteni restrânși, prietenii adevărate, acolo, în mod normal, ar trebui să poți acționa atunci când e nevoie. Dar atunci când acționăm în relațiile noastre de prietenie și când acționăm spre binele celuilalt, poate printr-o încurajare sau printr-un gest de genul acesta, chiar îi vii în ajutor, într-un mod practic, te duci spre el, întâmpini o nevoie a lui, de orice natură ar fi ea, poate să fie de natură emoțională, poate să fie de natură materială, poate chiar financiară. Când facem asta, nu facem decât să lăsăm ca în relația respectivă să se manifeste nu bunătatea noastră, nu cine suntem noi, ci caracterul lui Dumnezeu, ce a pus Dumnezeu în noi. Acolo se vor manifesta dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui și credincioșia lui. Noi doar umblăm în ceea ce a pus Dumnezeu în noi în momentul acela. Da. Aș mai adăuga ceva ce am învățat și dacă bine mi-amintesc, Magda, cred că asta ți-am scris ție la un moment dat într-un bilețel, că prietenia adevărată pentru mine se traduce în atunci când binecuvântările sunt dublate și poverile sunt înjumătățite împreună cu persoana și cu prietenul respectiv. Și cu toate astea, cred că o prietenie adevărată nu se termină atunci sau nu este slăbită de momentele în care poate nu înțeleg pe Magda sau poate nu înțeleg pe Lidia sau poate nu pot să fiu acolo exact așa cum nu știu, sufletul vostru ar avea nevoie. Poate nu știu să zic cuvintele de care sufletul vostru ar avea nevoie. Asta înseamnă că prietenia noastră este slăbită doar pentru că nu, efectiv, nu știu, nu am, nu știu, la mine cuvintele sau nu știu ce ar trebui să am necesar ca să pot să fiu acolo exact cum sufletul vostru ar avea nevoie. Cred că e și o imagine pe care ne-o creiem noi despre așteptările pe care celălalt le are, știi, sau cum zici tu, că nu știi dacă poți să fii acolo așa cum ar avea o prietenă de-a ta nevoie, știi? Nici nu știu dacă într-un moment, nu știu, de un moment mai greu, nici eu nu cred că știu de ce aș avea nevoie efectiv, știi? Adică nu, cred că poți să pui așa într-o, nu știu, să pui niște caracteristici și uite așa trebuie să fii tu aici pentru mine, știi? Dar de multe ori disponibilitatea, prezența, poate nu îți găsești, poate ți se pare că nu îți găsești cele mai wow cuvinte, dar poate nici nu are persoana respectivă nevoie de cele mai wow cuvinte. Știi? Cred că prietenia se simte.
E relația care se întâmplă la nivelul inimilor. Uh-huh. Și prietenia are loc în momentul în care două inimi se conectează la modul cel mai profund și uneori nici nu e nevoie de cuvinte. Dar prin ceea ce suntem și prin faptul că celălalt ne cunoaște cine uh-huh. suntem și cum suntem și ce suntem pentru el, cred că de acolo vine sentimentul ăsta de empatie, de împlinire în prietenia respectivă. Adică, poate da, poate nu întotdeauna știu să-i spun cele mai potrivite cuvinte și sunt momente în viață. Eu am avut momente în care o prietenă dragă a trecut printr-un moment crunt și am stat și m-am gândit ce cuvinte aș putea să-i spun care să dovedească prietenia mea. Nu le-am găsit. Și m-am gândit mult și sunt un om care se mai descurcă așa. Și dacă Lidia nu știe cu cuvintele. Și da, sunt un om care se mai descurcă așa cu cuvintele. Dar nu am găsit cuvintele. Mi-am dat seama că în momentul acela toate cuvintele parcă își pierduseră sensul. Erau golite de sens. Și când am întâlnit-o, după acel eveniment, i-am spus doar atât. Nu am nimic să-ți spun. Atât. Asta a fost tot ce am putut să-i spun. Dar ceea ce am simțit și îmbrățișarea pe care am oferit-o, cred că au fost... doza necesară, decât cuvintele. Absolut, absolut. Nu cred că aș fi găsit cuvinte care să îmbrace și să dovedească mai mult prietenia noastră decât ceea ce s-a simțit emoțional în îmbrățișarea respectivă. Mm. Și uneori poate e nevoie doar de atât. Da. Vă spun eu, fetelor, unde mă blochez când vine vorba de prietenie adevărată. E clar că, apropo de ce spuneai tu, Lidia, și de exemplele pe care le-ai dat, cred că atunci când trebuie să acționăm, asta implică și un cost pe care trebuie să-l plătim. Și cred că de asta trebuie să fim conștiente că într-o prietenie adevărată nu doar primești, ci trebuie să plătești un preț. Și uneori s-ar putea să fie costisitor, uneori s-ar putea să ceară sacrificiu real. Și cred că, uite, dacă e să definim prietenia adevărată, cred că în prietenia adevărată se fac sacrificii. Dar unde mă blochez eu și știu că aici este un pasaj în care Hristos vorbește despre ceea ce el urma să facă. Dar când spune treaba asta, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta și anume să-și dea viața pentru prietenii lui. Da. S-a făcut liniște în emisiune. Acum, nu m-am citit, lăsăm aici gândul acesta. Dar cred că evident noi nu suntem, nu avem capacitatea asta. Sau poate că uneori s-ar putea să simțim, mai ales de oameni, față de oameni foarte apropiați, de familie, copii, părinți, să simțim că dacă e vorba, am fi gata să ne dăm viața, literalmente. Dar ne punem viața, cred că este vorba despre a ne pune viața la dispoziția celuilalt. Avem prietenii reale. Cred că asta e un filtru bun. Avem prietenia aia în care suntem gata să sacrificăm poate ce ar fi cel mai greu pentru binele celuilalt. Cred că asta e o întrebare grea. O temă de gândire. Dar cred că ar putea să fie un filtru. Uh-huh. Cred că ne dăm seama care sunt relațiile adevărate și după prețul pe care suntem dispuse să-l plătim. Dacă în relație cu cineva nu sunt dispusă să pun din timpul meu, din resursele mele emoționale, nu sunt gata să stau să ascult ceea ce cineva îmi spune și în prietenie de foarte multe ori vii și te descarci, nu? Și eu ascult, dar mă gândesc, fie a cincea oară când îmi spune, nu o să termine cu povestea asta, deci nu mai îmi găsesc dispoziția de a asculta pe celălalt. Încep să mă eschivez din a-l ajuta în anumite contexte, din a mă duce spre el, începe să mă deranjeze, apar niște bruiaje, atunci s-ar putea ca relația respectivă să nu fie o relație pe care eu să mi-o doresc cu adevărat și să nu fiu dispus atunci să plătesc niciun fel de preț, cu atât mai puțin prețul despre care ne spune Scriptura. Dar noi trebuie să ne evaluăm foarte corect relațiile, pornind de la ceea ce suntem dispuse să oferim. Pentru că dacă nu suntem dispuse să oferim, nici nu vom putea construi relații în care să
nu să ajungem să vorbim despre prietenie, ci despre o prietenie profundă, adevărată, în care să fiu disponibilă oricând pentru persoana respectivă. Și decât să construim, eu sunt sinceră, decât să construiesc o relație de prietenie de fațadă, la suprafață, să cineva să-și creeze așteptări de la mine pe care eu să nu am resursele necesare să le pun la dispoziție, atunci mai bine rămânem la relația de conjunctură, de amiciție, de cunoștințe. Dacă pot cândva, cumva să fac ceva spre binele acelei persoane, nu o să mă dau înapoi, pentru că dacă pot să faci un bine și nu-l faci, ai păcătuit și sigur vom avea grijă să ne ferim de asta, dar nu aș lăsa să se înțeleagă că eu sunt acel prieten. Da. Acel... Nu amăgești. Da, nu aș, n-aș amăgi. Aș fi sinceră, atât pot eu. Aici, aici e limita mea în relație cu... Dar sunt și relații în care cu siguranță aș fi dispusă să las... Poate nu să-mi dau viața. Nu știu cum ar fi un moment... Nu știu cum ar arăta un moment de genul acesta în care aș fi pusă în situația să aleg între viața mea și viața unui prieten, unei prietene foarte bune. Cred că Dumnezeu ar fi prezent acolo, pentru că El a făcut prima dată acest sacrificiu și El a fost prietenul nostru și ne-a numit prietenii Lui, dacă ascultăm poruncile Lui. Și atunci mă gândesc că Dumnezeu atunci ar interveni cumva și nu prin noi, că noi n-am putea prin cine suntem noi, dar s-ar putea să ne uimească faptul că prin El am putea să dobândim chiar această capacitate de sacrificiu într-un anume moment. Dar nu prin noi, clar, nu prin noi. Deci așa cu limpezimea minții noastre și așa cum ne cunoaștem, cred că niciuna dintre noi n-ar putea să spun acum așa deschis, gata Adelina, mâine dacă suntem într-o situație din asta eu mă așez acolo jos să plec eu prima înaintea ta, știi? Magda, ai spus la început, vorbeai despre ideea asta de a avea încredere. Și Lidia, știu că tu ai niște gânduri care merg în zona asta. Ce facem cu încrederea aia? Mai ales atunci când, sau cum vrem să numim, loialitate, credincioșie, mai ales atunci când poate relația respectivă se stinge. Treaba asta cu încrederea în relație e foarte delicată. E foarte delicată și tocmai de aceea este foarte important în relațiile noastre să fim persoane demne de încredere. Persoane pe care cei apropiați să se poată baza. Iar pentru asta ni se cere o foarte mare calitate, pe lângă o iubire necondiționată și capacitatea de a păstra confidențialitatea. Pentru că atunci când ne aflăm într-o relație profundă, adevărată, inevitabil inimile ni se conectează și devenim vulnerabile și începem să spunem din frământările noastre, din intimitatea gândurilor noastre, a trăirilor noastre. Dar ne vulnerabilizăm prin asta, pentru că îi facilităm celelalte acces la cine suntem noi, dincolo de stratul de suprafață. Iar prietenile care nu se construiesc în pragul ușii, da, prietenile adevărate sunt cele în care chiar îi dai acces celuilalt, îl inviți înăuntru, în inima ta, îl lași să treacă pragul și după ce a trecut pragul, te și aștepți cumva ca dacă îi încredințezi ceva prețios pentru tine, poate o durere a ta, o durere ascunsă pe care nu o poți afișa peste tot, dar pe care o trăiești zi de zi și pe care simți nevoia să o împărtășești cu un prieten care să te înțeleagă și care poate chiar să te ajute, da? Că de asta uneori împărtășim, pentru că împărtășirea unor dureri e ca un sticker de ajutor, nu vreau să te încarc cu poverile mele, dar nu știm niciodată când poate spunem ceva din rănile noastre și Dumnezeu trimite balsamul tocmai prin acel prieten. Și atunci sigur că primim acel balsam ca din mâna Domnului, însă am vrea ca ceea ce s-a întâmplat, ce a fost, să rămână acolo.
să nu facă piciorușe și să aflăm despre noi lucruri pe care numai o anumită persoană le știa despre noi. Și pentru că atunci se produce acea dezamăgire profundă, oh, dar eu n-am vorbit cu asta decât despre asta decât cu persoana respectivă. Cum a ajuns să afle? Și atunci de asta e foarte important să ne disciplinăm noi, să fim acele persoane demne de încredere, capabile să păstreze confidențialitatea unor lucruri care ni s-au încredințat la un moment dat într-o relație de prietenie. Și chiar dacă relația aceea de prietenie ajunge într-un impas oarecare, să nu ne grăbim, dacă s-ar putea chiar să închidem într-o cutiuță lucrurile acelea și să le uităm, să nu ne grăbim să aruncăm poate cu noroi în cine ne-a fost prietenă până nu de mult, și mai mult decât atât să-i stricăm imaginea, pentru că nu e așa, poate știm ceva din viața ei care, unde ea s-a vulnerabilizat și s-a deschis așa ca o carte în fața noastră, și ar fi bine să nu lăsăm firea asta pământească, care e grabnică la vorbire, să ducă pe fondul ruperii unei relații, să ducă lucruri sfinte din discuțiile private într-un alt mediu. Și atunci, da, întrebarea care se pune rămâne: credeți că e important să rămânem loiale, să rămânem confidențiale, chiar și după ce o relație de prietenie s-a încheiat? Cred că uneori tratăm cu prea multă lejeritate păcatele astea pe care le facem prin vorbire, știi? Și să trădezi încrederea cuiva și să începi, practic, să bârfești persoana respectivă, că acum să zicem cum îi, e un păcat și trebuie să conștientizăm lucrurile așa cum îi, știi? Că dacă le împachetăm noi frumos sau, nu știu, încercăm să le dăm o altă față, riscăm să alunecăm, știi, de pe drumul cel mult. Și cred că asta e un pas important, știi, să vezi lucrul ăla pentru ce îi, știi, că în momentul în care ai trădat încrederea cuiva și începi să spui și încoace și încolo și lucrurile care ți s-au spus în confidențialitate fac piciorușe, nu-i cum ar trebui să fie, știi, adică nu așa merg lucrurile. Și un al doilea lucru la care mă gândeam e ideea asta, acum tu ești o persoană de încredere numai pe etape, știi, cumva. Tu ori ești o persoană de încredere, ori nu ești o persoană de încredere, știi? Pentru că dacă o persoană poate să se deschidă în fața ta cu termenul ăsta limită până când ține prietenia noastră, atunci cred că mai bine nu s-ar fi deschis deloc, știi? Pentru că nu poți să pui un termen limită la lucrurile astea. Și dacă tu vrei să rămâi o persoană de caracter și vrei să rămâi în continuare o persoană de încredere, atunci, da, e foarte important ca, indiferent de momentul la care îi relația ta de prietenie, persoana aia să nu stea cumva cu frica în spate: eu acum dacă zice la cineva ce i-am zis, acum dacă nu mai suntem prieteni, dacă se aude nu știu unde, știi? Cred că astea nu sunt lucruri care trebuie să existe, știi, în relațiile noastre de prietenie. Și ne dăm seama de cât de demne de încredere suntem, poate atunci când cineva ne spune: da, vreau să spun ceva, dar să nu mai spui la nimeni. Când deja apare... Da, să nu mai spui la nimeni. Da, să nu mai spui formula la nimeni. Formula secretă. Cumva asta arată că parcă lipsește de acolo doza de încredere. Trebuie să ridici un pic de semne. Da. Și... ce mă sperie pe mine, îmi dau seama la mine, că folosesc din ce în ce mai mult expresia asta față de marea majoritate a oamenilor. Deci a intrat așa într-un reflex, cumva stăm, vorba ta, cu frica în spate că mai s-ar putea să ajungă chestia asta mai departe. Dar apropo de asta cu frica în spate, vreau eu să atrag atenția un pic, asta e gândul care îmi vine ascultând de pe tine, Magda. Cred că de foarte multe ori reușim să nu spunem mai departe pentru că noi trăim cu frica în spate că ce se va întâmpla dacă altcineva află că noi am spus. Dacă altcineva va spune despre noi. Va împărtăși din ce am spus noi, știi? Și atunci eu o să mă abțin să nu zic nimic pentru că mi este frică ca nici Magda să nu cumva să zică ceva despre mine. Dar nu e o poziție corectă și nu e o motivație corectă. Și cred că e atât de important să fim loiale și să păstrăm acea confidențialitate din dragoste și din respect.
Și nici varianta cealaltă nu e corectă. Să nu spun doar motivată de faptul, să nu se afle că e de la mine, eu am spus. De la mine se știe. Exact. Unde e motivația? Uh-huh. Exact. Și atunci, cred că dacă înțelegem conceptul ăsta de respect și de dragoste, dragoste față de aproape, poate că nu mai e dragostea aia profundă față de un prieten, dar e o dragoste respectoasă. Dacă eu te respect pe tine, atunci mie trebuie să fie clar în minte. Nu există opțiunea de a spune despre problemele tale. Și aș mai atrage aici un pic atenția asupra și asupra motivației, că de foarte multe ori spunem lucruri pentru că le îmbrăcăm așa sub ideea asta, îmi pasă de Magda, și pentru că îmi pasă de Magda, chiar dacă nu mai sunt prietenă cu ea, trebuie să-ți spun lucrul ăsta, că... Să te rogi. Asta e bună. Asta e foarte bună. Mulțumesc că ai spus asta. Pentru că de multe ori facem asta. Luăm rugăciunea, spre exemplu. Da, luăm rugăciunea ca pretext ca să facilităm o mică bârfă. Și nici nu mai costerăm bârfă, tocmai pentru că o punem într-o lumină atât de spirituală. Și mai îmi vine în minte un lucru. Uneori facem asta fără rea intenție. Nu există intenția rea de a, nu știu, împroșca cu noroi, cum spuneai tu, Lidia. Mare atenție la a nu folosi exemple din viața prietenilor noștri ca anecdote. Chiar dacă nu dăm nume. Chiar dacă nu dăm detalii suficient de specifice încât cineva să își dea seama că este vorba despre o persoană anume. Dar când, și asta am surprins în foarte multe contexte, în povești normale, în discuții normale, și ca să exemplifici ceea ce vrei să comunici, dai un exemplu. Nici aia nu mi se pare ok. Și aia mi se pare că încalcă o limită a loialității și confidențialității. Mare atenție, că o facem cu multă ușurință. Mai ales dacă și poate contexte comune, știi, cumva... Nu spui specific, dar tot... Doar pentru că nu spui specific, nu înseamnă că, nu se înseamnă poate că n-ai trădat încrederea. Exact, da. Părerea mea. Exact. Și mai gândeam, am zis cred că asta și data trecută, dar mi se pare că e ceva ce merită cumva repetat. Tu, dacă ai avut o relație de prietenie la un moment dat cu cineva, înseamnă că ai văzut ceva valoros în persoana respectivă, ți-o adus ție plus valoare în viața ta... O existat totuși acolo o relație de prietenie, știi? Cred că asta nu trebuie uitat. Chiar dacă relația de prietenie s-a sfârșit, asta nu înseamnă că tu nu mai prețuiești sau n-ai prețuit la un moment dat persoana respectivă, știi? Și cumva o parte din respectul ăla care zici tu e și asta, să-ți aduci aminte că totuși persoana aia o reprezentat ceva pentru tine la un moment dat, indiferent de care e stadiul actual al lucrurilor și cum se termină prietenia, știi? Problema este că de foarte multe ori vorbim din supărare. Vorbim din rană. Poate că am fost dezamăgiți în prietenia. Indiferent cât de tare am fost dezamăgiți, asta nu ne dă dreptul să mergem să spunem mai departe. Asta Correct. Dacă vrem să rămânem persoane demne de încredere și să ne păstrăm un nume bun până la urmă. Exact. Pentru că și aici Biblia ne mai atenționează cu privire la un aspect. Acum noi, într-o prietenie, intri... voluntar, benevol, da? Mi-aleg relațiile de prietenie, mi-aleg cu cine să fiu prieten. Și trebuie să fim atente cu cine ne împrietenim. Pentru că găsim în Biblie fiecare să se păzească de prietenul lui și să nu se încreadă niciunul din frații săi, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfe. Iată ce atenționare clară, foarte clară. De ce e important că atunci când dezvoltăm relații de prietenie, încrederea noastră în primul rând să fie în Dumnezeu și după aceea pe verticală. Da, asta cred că vorbește despre un risc real. Da. Indiferent de ce relație, de orice relație putem vorbi aici, îți asumi un risc, îți asumi riscul ăsta și în momentul în care încrederea ți-a fost trădată, să nu ajungi într-o extremă de dezamăgire și supărare și amărăciune pentru că am fost avertizate. Exact. Și pentru că încrederea noastră supremă trebuie să stea sau să fie plasată într-un cu totul alt loc sau altă persoană, mai degrabă spus. Pentru că vorbim despre prietenii,
Care e un pericol mare? Cred că ai care e un pericol? O, da. Ai legătura. Trebuie să zic că inițial am fost foarte reticentă la subiectul ăsta al invidiei în relațiile de prietenie și nu știu, așa, parcă am fost reticentă să-l abordez. N-am avut foarte multe gânduri despre el, dar am stat așa și am meditat cum aș putea să-l abordez aici mai bine împreună cu voi. Îmi au venit în minte două pasaje biblice și primul din Cartea Numerilor, capitolul 12. Întâmplarea are loc în timp ce poporul Israel era în pustie, în drum spre Țara Promisă. Și primele două versete din capitolul 12 spun așa: Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o lase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. Și au zis: oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Și ce mi s-a părut foarte interesant la versetele astea e formularea asta: oare numai prin Moise vorbește Domnul? Care nu pare să aibă legătură cu faptul că Moise tocmai și-a luat de nevastă o femeie etiopiană, cât are mai multă legătură cu chemarea lui Moise, nu? Și cu autoritatea lui. Și așa parcă am avut sentimentul că Maria și Aaron, cumva, asta nu a fost prima dată când le-a venit în minte gândul ăsta, știi? Dar dacă acum Moise a făcut o nefăcută, cum s-ar zice, hai acum zic treaba asta, știi? Oare numai prin Moise vorbește Domnul? Și mă gândeam că atunci când suntem în proximitatea cuiva mai mult timp și ajungem să ne împărtășim viața cu cineva, nu? Asta facem și cu prietenii noștri și ajungem să vedem calitățile, ajungem să vedem abilitățile, ajungem să vedem modul în care Dumnezeu se folosește de persoanele respective. Există și pericolul ăsta să se nască și noi gândul ăsta: oare numai prin X face Dumnezeu cu tare lucru, știi? Oare numai prin prietena asta mea poate să facă Dumnezeu ceva anume, știi? Și cred că sunt două pericole, probabil sunt mai multe, dar la două pericole majore m-am gândit într-o situație din asta. Și primul ar fi că invidia și frustrarea asta care se nasc din astfel de gânduri nu îți aduc niciun beneficiu, ci mai mult îți umple inima de amărăciune, știi? Adică tu nu mai poți să mai ai la fel atâta bucurie, nu știu, poate pentru lucrurile bune care se întâmplă în viața cuiva, pentru că tu în mod constant, știi, ești frustrat de chestia asta. Oare numai prin tine poate Dumnezeu să facă anumite lucruri? Și al doilea lucru la care m-am mai gândit e că atunci când tu te gândești în felul următor, practic îi spui lui Dumnezeu, mai așa, indirect, știi, zici, uite când m-ai creat tu pe mine, știi, așa în mod unic, știi că Dumnezeu ne-a creat în mod unic, știi, spui, Doamne, un pic cred că te-ai încurcat aici, știi, cred că eu era mai bine dacă aveam, uite, abilitățile astea să fac asta și asta, sau uite, nu-mi place cum pot eu să îmi folosesc abilitățile, vreau altceva, știi, și mi se pare că, nu știu, ratez foarte mult prin forțarea asta, știi, adică îi mâine așa la o piesă de Lego pe care tu vrei să o pui undeva unde nu-i locul ei, știi, nu aparține acolo și tot, te străduiești și te lupți cu ea, știi, și te frustrezi, te enervezi, nu merg bine lucrurile, știi, versus să fii piesa potrivită în locul potrivit, știi, și numai când spui lucrul ăsta, parcă îți aduce așa o pace și o liniște, știi, și mă gândeam la ideea asta, cumva te străduiești uneori așa de mult să fii cineva ce nu ești, subiect pe care l-am mai abordat de altfel, și te compari tot timpul cu cineva și vrei să fii cine îi persoana respectivă. Și al doilea pasaj îi din Luca, capitolul 22, și de data asta suntem la cina Domnului și versetul 24 spune că între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care dintre ei avea să fie socotit cel mai mare. Și apare ideea asta de competiție, știi, între apostoli, știi, care suntem cel, cum s-ar spune. Și era mai de mult, sau probabil și acum este, dar știu că circula un citat așa pe social media, nu mi-l amintesc exact, dar ideea lui era: toată lumea se bucură când tu reușești în viață, mai puțin când începi să reușești mai bine decât ei, știi? Uh-huh. Cumva te bucuri pentru prietenii tăi când au succes, dar nu când au mai mult succes decât tine, știi? Cumva e limita asta de... Da, limita asta, știi? Cumva te bucuri, dar până totuși nu prea mult, știi? Să nu te întreacă cumva. Și cred că
Și gândurile astea, competiția asta poate să apară într-o relație de, într-o relație de prietenie și astea sunt lucruri care o să te afecteze în primul rând pe tine și felul în care vezi și prietenia, dar și felul în care te percepi pe tine, pentru că dacă tu tot timpul forțezi lucrurile și nu ești la locul tău unde ar trebui să fii, nu o să fii niciodată împlinit. Adică nu o să-ți aducă niciodată mai multă împlinire alegerea, oarecum alegerea ta să fii unde nu trebuie să fii. Știi? Și uneam, oarecum, cum putem totuși să ne ferim, să ne păzim inima și de astfel de gânduri? Că nu cred că ni le dorim, știi? Uh-huh. Cred că ele își fac așa loc în mintea noastră fără să ne propunem. Și atunci, cum putem să ne păzim inima de ele? Eu aș vrea să dau un prim răspuns, pentru că ai zis ceva care se leagă foarte bine de o chestiune pe care mi-am notat-o eu aici. Cred că un lucru pe care îl putem face este să conștientizăm faptul că invidia rare ori se naște din nimic. Și de obicei se naște tocmai dintr-o dorință normală pe care o avem. Adică, mai ales se întâmplă atunci că vorbești de comparație, nu apostolii. Toți erau apostoli, nu era ca și cum unul era apostol și altul era altceva. Că nu te compari cu cineva care e... Nu, eu nu mă compar cu un medic, pentru că nu am ambiții de medic, nu vreau să fiu medic. Dar mă compar poate cu cineva din breasla mea. Și atunci e normal să îmi doresc să fac bine, să fiu mai mult, să fiu mai bună, să performez mai bine. E o dorință normală. Și când vezi că cineva care, mai ales, poate a intrat, vorbim în speță de cazul meu, poate a intrat în breaslă mult mai târziu, poate nu are pregătirea mea, poate nu a investit cât am investit eu și mi-o ia înainte cu o viteză fulminantă, atunci probabilitatea ca invidia să se nască este foarte mare. Și de asta zic, cred că e foarte important să conștientizăm de unde se poate naște invidia și să veghem la asta. Și apropo, pentru că ai spus tu de raportarea noastră la Dumnezeu când se naște invidia, Os Guinness zicea treaba asta și o să citesc, că n-aș vrea să parafrazez și să greșesc, dar spune așa: dacă succesul altcuiva care mă micșorează se datorează chemării persoanei respective, ciuda mea se va îndrepta în cele din urmă nu doar împotriva persoanei respective, ci împotriva lui Dumnezeu. Exact ce spuneai tu. Avem senzația că dacă cineva sau dacă cumva Dumnezeu înalță pe cineva mai mult decât ne înalță pe noi, chiar dacă poate noi aparent avem mai multe abilități și calități, simțim că suntem micșorați și începem să ne revoltăm în inima noastră, uh-huh, că de fapt invidia nu mai e numai față de Lidia, poate, dar e față de Dumnezeu, pe care îl pun un pic, chiar dacă nu zic, dar îl iau un pic așa la întrebări. Da. Adică, cum i-ai permis? Știi? Uh-huh. Îi cerem socoteală, de fapt. Exact. Îi cerem socoteală lui Dumnezeu, exact, pentru că a dat cuiva ceva ce credem că am fi meritat noi. Sau doar, uh-huh, noi. Exact. Și atunci ne considerăm nedreptățiți și pentru că ne considerăm nedreptățiți, ne permitem să-i cerem celui care a dat totul pentru noi socoteală pentru că nu ne-a dat și acel lucru, acel succes. Nu m-am măritat eu prima, n-am eu casă prima, uite ce mașină și-a luat, uite ce succes profesional are. Și uităm, de fapt, în tot procesul ăsta, uităm că orice dar bun vine de sus. Uh-huh. Și e alegerea celui care face darul, cui îl dă, uh-huh, mai întâi. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu-i gata să ne dea și nouă daruri bune, la fel de bune, poate mai bune. Însă El o să ne dea darurile pe care le are El pregătite pentru noi. Nu cele la care râvnim noi, uitându-ne în stânga și în dreapta, comparându-ne cu una, cu cealaltă. Și apropo de comparație și apropo și de ce ziceai tu, că să ne găsim locul, mereu va fi cineva care are o căsnicie mai reușită ca noastră, care are o carieră mai reușită ca noastră, care are parte de mai multă recunoaștere și așa mai departe. Adică mereu va fi cineva mai. Exact. Da. Da. Mă gândeam și la ideea asta, cumva, tu până la urmă pui la îndoială și iubirea lui Dumnezeu pentru tine. Da. Adică Dumnezeu nu vrea să
rețină, de, să nu-ți facă parte, știi, de lucrurile care el știe că-s bune pentru tine. Și aici, până la urmă, intervine și alinierea asta, dacă vreți, a definițiilor noastre cu definițiile lui Dumnezeu, știi, că, sau alinierea planului meu pentru viața mea cu planul lui Dumnezeu, până la urmă, că ar fi arogant din partea mea, știi, să zic, uite, Doamne, știu eu mai bine cum trebuie să meargă lucrurile în viața mea, știu eu mai bine când trebuie să mă căsătoresc, știu eu mai bine ce trebuie să lucrez, știu eu mai bine toate lucrurile astea, știi, și până la urmă, cum pot să pretind, știi, față de Dumnezeu? Eu cred că e pură necredință în momentul în care punem problema astfel. Și o punem foarte des și nu poate o numim să ne dăm seama de multe ori. Da, și nu o numim necredință. Că nu o numim, că noi avem, noi credem în Dumnezeu, noi credem că El vrea ce mai bun, noi credem că El poate face. Dar totuși nu-mi convine că... Totuși ne place un pic să și controlăm noi, da, din situația. E, spre exemplu, o pildă pe care ne-o dă Domnul Iisus, da? Pilda lucrătorilor viei. Acolo unii, doare. Unii au venit să lucreze în vie mai de dimineață. Pe alții i-a chemat Domnul să lucreze în vie mai pe la prânz. Pe alții pe la trei, pe alții seara. Dar foarte interesant că la finalul zilei, stăpânul viei hotărăște să plătească aceeași simbrie la fiecare. Și întrebarea se pune, oare a comis vreo nedreptate? Unii au lucrat toată ziua, e adevărat, au prins și arșița zilei. S-ar spune că au lucrat mai mult. Legiuitorii însă, din noi. Da, însă da? E foarte clară pilda și spune, nu v-am nedreptățit cu nimic. Cu nimic. V-am dat atât cu cât ne-am înțeles. Și atunci, de ce au fost nemulțumiți ceilalți? Că ei au primit plata pentru care s-au înțeles. Au fost nemulțumiți pentru că s-au considerat nedreptățiți și pentru că a intervenit acel ochi rău din firea pământească. Care ce-a făcut? S-a uitat urât cu ochiul ăla plin de pismă, de nemulțumire, de nedreptățire la ce? La ceea ce acel stăpân a ales să facă bun, să facă bine. Și versetul din Biblie, din Matei, ne spune așa, nu pot să fac ce vreau cu ce al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă sunt eu bun? Mai degrabă. Deci, cred că e foarte important să fim atenți la cum privim la cei din jur, la ce li se întâmplă lor. Și dar cu atât mai mult la persoanele dragi noștri, prietenii noștri. Cu atât mai mult, cu atât mai mult la persoanele dragi, la persoanele apropiate, unde se presupune, da, bun, avem porunca să nu poftești la casa, soția, boul, la avutul aproape lui tău. Dar vine Iisus și întărește spunând să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Păi dacă îl iubesc pe aproapele meu, pe prietenul meu cel mai bun, ca pe mine însă, atunci cum se face că nu pot să mă bucur de un rezultat bun al lui, de o reușită de-a lui, de o împlinire a lui? Ce se întâmplă acolo? Ăla e momentul în care eu trebuie să mă cercetez prin intermediul cuvântului și prin Duhul Sfânt, să văd de unde a pornit acea invidie, acea stare de nemulțumire. Și cu invidia e așa, ca într-un... se aplică teoria determinării. Invidia izvorăște, de fapt, dintr-un sentiment de nemulțumire. Ești nemulțumit, da? Cum au fost acești vieri. Au fost nemulțumiți că s-au considerat nedreptățiți. Dar suntem nemulțumiți de ce? Pentru că avem tendința de a hrăni excesiv ego-ul nostru și hrănindu-l excesiv, egoismul își face apariția și devenim persoane individualiste, orientate doar pe cine suntem noi, pe imaginea noastră, pe binele nostru și nu mai rămâne timp și nici resurse să mă mai bucur și că uite... Da, și ziceai, și cred că asta e important, ai menționat și mai devreme, când lucrurile pe verticală stau așa cum ar trebui, știi, când tu ești într-o relație potrivită cu Dumnezeu și ești conștient că orice abilități ai de la El și ești conștientă că e un har pentru tine, știi, să poți să fii lucrător, știi, cu Dumnezeu, să te folosească pentru împărăția Lui, în orice mod consideră El potrivit, nu cum vrei tu, cum vrea El,
atunci cred că se deschide calea, știi, să fii mai bucuros și pentru cei din jurul tău, știi? Când tu stai bine cu Dumnezeu, atunci se aliniază lucrurile și pe orizontală. Când ceva acolo, undeva s-a produs o ruptură, o deconectare de la sursă, se schimbă, știi, ochii cu care vezi și pe cei din jur. Am mai spus asta și între alte misiuni și cu gândul ăsta va trebui să terminăm. Cred că atunci când relația pe verticală merge bine, eu ar trebui să am capacitatea să mă bucur, nu doar că nu te invidiez, exact, că e o diferență. E una că nu sunt nemulțumită și nu te invidiez, este alta că mă bucur pentru tine. Și mai mult, chiar să contribui la binele tău prin ceea ce fac. Și aici avem exemplu prieteniei dintre David și Ionatan. Exact. Unde Ionatan ar fi putut să aibă resentimente știind că David urma să fie împărat. Exact. Dar ce a făcut? A ales să rămână loial lui David și să-i spună: vezi că ești în pericol, tatăl meu caută să te omoare. Deci l-a pus pe prietenul lui mai presus decât pe sine. Mulțumesc foarte mult pentru discuția asta continuată. Mai urmează. Mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi aici. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Sper că ați avut un timp bun împreună cu noi. Sper că au fost cu adevărat discuții care să vă folosească. Sper că v-ați bucurat să vă reîntâlniți cu noi așa cum noi ne-am bucurat să ne reîntâlnim. Și vă îndemnăm ca să ne trimiteți feedback-ul vostru, întrebările voastre, ideile voastre pe social media. Ne găsiți pe Asimetric TV. Așteptăm acolo interacțiunea cu voi și orice aveți pe suflet să ne spuneți și orice idei, poate de, chiar de conversații și de discuții, le așteptăm cu foarte mare drag. Până data viitoare, vă doresc numai bine!